este că se face o confuzie, aș îndrăzni să spun voită, între actul administrativ și actul medical. De fapt, dezbaterea, doamnelor și domnilor, membrii ai Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, nu este despre actul medical. Nimeni în actul normativ pe care dumneavoastră îl aveți la avizare nu face referire în nicio secundă la actul medical sau la actul didactic. Nimeni nu și-ar permite să scoată elita didactică a acestei țări de pe rolul pe care ea îl ocupă de drept și de facto în sensul calității profesionale a acestor distinși membri ai corpului academic, pentru că ar fi sinucigași. Și nu mi se pare că cineva de aici din sală este sinucigaș în așa fel încât să anihileze sistemul sanitar românesc. Și în ultimul rând, și cu asta închei, mulțumesc frumos, domnule președinte, către dumneavoastră, Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. De fapt și de drept, lucrul mare sau subiectul universal pe care dumneavoastră va trebui să dați un aviz este dacă permiteți sau nu unui sistem public să se opună unor valori fundamentale ale unei societăți moderne, care se cheamă competiție și probarea valorii profesionale. De fapt și de drept, onorată comisie, votul dumneavoastră nu va fi numai pe această ordonanță de urgență 79, ci va fi un semnal pe care dumneavoastră, prin puterea care a fost investită și autoritatea cu care ați fost investiți la vot, veți da apropo de valorile pe care le promovați în societatea românească. Vă mulțumesc foarte frumos pentru ocazie.